Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut și iată câte schimbări s-au produs pe aici și câte mai au să se producă. Treaba aia din spate de acolo nu e finalizată și tocmai am despachetat niște treburi care, la fel, urmează a fi asamblate cu bunăvoința bufantului cândva în viitor apropiat, poate chiar astăzi. Acolo va mai dura pentru că e o treabă foarte complexă și nu vă spun de când muncim la ăla. Mai mult el, evident, dar și eu pe lângă el, mai dă-mi o cheie, ține șurubul, ține ailaltă și tot așa. Hai să vă arăt însă care e situația momentan. Asta este un colțișor de grădină la care am tot trăbăluit, la care am tot pipilit, la care am tot amenajat, instalat, mutat, adică s-au produs o mulțime și o mulțime de modificări în zona asta. Și cred că ați văzut așa câte ceva parțial, acum o lună probabil, la momentul la care ne apucasem noi de asamblat masa, scaunele și mai sunt așa câteva piese pe care nu vi le-am arătat eu montate cu totul și amenajate, așezate unde trebuie în grădină, tocmai pentru că nu am terminat și nici acum nu suntem gata cu toate, dar suntem cam pe final și cred că oricum sezonul o cere, așa că să ne ocupăm de asta. La momentul la care am filmat, cred, prima dată, v-am menționat că au fost multe cutii care mi-au fost livrate de cei de la vidaxl. Produsele astea așadar sunt primite de la ei, dar nu mă plătesc în nicio formă, adică este un cadou dacă vreți, dar nu este ceva, îți dăm asta, te plătim zi, așa XYZ, ca să știți că părerile sunt strict ale mele și că le mulțumesc, bineînțeles, pentru lucrurile atât de frumoase pe care mi le-au trimis. Și tocmai am despachetat ultima livrare de la ei, însemnând aceste socoteli. Plante artificiale care mi s-au părut superbe și pe care le-am văzut, mă rog, am văzut inițial pe Pinterest de-a lungul anilor, știți, povestea clasică e aceeași. Le-am tot văzut pe Pinterest, genul ăsta așa de boscheți tunși, frumos, bibiliți, în tot felul de forme de-astea interesante, care însă pentru mine și pentru bufant sunt peste puterile noastre. În sensul în care că, ok, mă duc și îl cumpăr, sunt artificiale, evident. Să zic că mă duc și îl cumpăr pe la natural și el ajunge să fie așa sau așa îl aduc acasă, dar pe parcursul timpului sunt niște riscuri. Unul, că este posibil să moară, pentru că nu suntem pricepuți, și doi, e foarte greu de întreținut o chestie de genul ăsta. Și eu nu am o problemă cu plantele artificiale, știu că voi aveți. Am postat chiar astăzi un reel pe Instagram în care v-am arătat foarte pe scurt, așa în câteva secunde, povestea asta cu ce am amenajat pe aici. Toată lumea are o problemă cu vaza asta și cu bețele din ea. Am înțeles de când v-am arătat-o de anul trecut că nu suportați bețele astea. Știu că nu vă place, n-am cu ce să vă ajut, mie îmi place, așa că va rămâne acolo, în continuare, că probabil o să înlocuiesc bețele cândva cu niște flori și o să o mai schimb, e foarte posibil, dar momentan eu sunt mulțumită așa, deci, niște bețe. Și știu că părerile sunt foarte împărțite cu plantele artificiale, mă rog. Ideea este că pentru noi așa ceva este absolut imposibil de avut, de menținut, de crescut natural, fără să-l omori, prin urmare, da, bine că există chestii din astea care rămân pe viață. Așa că a sosit ăsta, cu un frățior pe care poate îl vedeți în spate. Aici o să vă fac și close-up-uri ca să vedeți detalii cam cum arată toată socoteala. Cu doi din ăștia, ce iarăși trebuie să-i vedeți filmați pe lung, că din mâna mea nu prea o să înțelegeți mare lucru. Și încă unul care are trei bușcheți, ultimul pe care l-am scos din cutie. Trei bușcheți din ăștia și arată senzațional. Deci uitându-mă de aici, pe cuvânt că nu-mi dau seama că sunt artificial. Dar și dacă mi-aș da seama, pentru mine este mai mult decât perfect, că nu am nicio șansă altfel să avem așa ceva. Vreau să le așez pe aici, în pătrățica asta, pătrățică, ce efectiv este o bucată de lemn, sau mă rog, mai multe bucăți de lemn așezate ca un pătrat. Nu știu exact care a fost destinația locului ăstuia la momentul la care l-au construit foștii proprietari, dar mi-aduc aminte că atunci când m-am mutat nu era nimic aici. Deci, zis, hai să așezăm acolo zona aia frumos, așa că este exact în fața... ușii mai degrabă, în fața ușii, de la bucătărie, ies direct de aici, mâncăm în grădină, că oricum o să fie cald, sper, Doamne, mă vedeți că eu sunt cam de vară acum, dar nu e chiar 100% bine, la soare mi-e bine, însă aici să știți că mi-e un pic fric, dacă mă vedeți cu pielea de găină, dar suntem în fața bucătăriei, putem să ne bem cafeaua, de Paște, de exemplu, am mâncat aici, am așezat așa o masă drăguță, micuță, cu tot ce ne-a trebuit acolo, bucătăria lângă, pur și simplu le-am scos și am mâncat aici. E adevărat că există și zona aia frumoasă pe care v-am arătat-o eu, cu copacul mov, țineți minte, o vremea când era înflorit, unde este setul cu masa cu scaune, dar din lemn. Doar că pentru acolo aia este o bucătărie de vară, așa cum vă ziceam, și încă nu este suficient de cald ca să ne putem muta cu totul acolo să fie bucătărie de vară. Așa că spațiul ăsta funcționează atât de bine și este superb. Dimineața să-mi dau cafeaua aici sau o limonadă la... Așa. O limonadă la prânz, o ronțăială seara, ceva, doar să nu fie frig. Asta m-a oprit până acum și să vă arăt și să continuăm cu toată povestea, pentru că a tot plouat, pentru că a tot fost urât. Și nu vă zic cu ăla din spate, că vreau să vi-l arăt și să vă povestesc ce este și acolo. Tot de la vidaxl este. Am luat un padoc. Pentru câini ar fi el. Doar că noi nu l-am luat pentru câini, l-am luat pentru pisici. Mergând pe linia unei discuții pe care am avut-o cu voi anul trecut, când s-a pus problema mutării, vă ziceam că eram eu foarte indecis, așa, nu știu, foarte pierdută pe tema pisicilor, pentru că aveam o dilemă. Să le scot afară, să le țin în casă, vreau pe de-o parte să se bucure de curte, să alerge, să fie în natură, dacă tot există curtea asta, dar pe de alta există un risc să le pierd. Există un risc să nu se mai întoarcă niciodată, există un risc să le calce ferească vreo mașină, să le mănânce un câine și altele de genul. Și nenorociri sunt o groază și am ajuns la concluzia, după ce mi-ați zis și voi că, băi, dacă vrei să plângi după ei, da, scoate-i afară, am ajuns la concluzia că așa este. Este un risc pe care nu vreau să mi-l asum, așa că momentan soluția care a funcționat cel mai bine, cum am zis, lese foarte lungi, legate de stâlp și lăsați să se joace. Și v-am arătat pe Instagram în principiu și cred că și pe aici v-am arătat că se tăvălesc în iarbă, lemul este nebunită după pământ, viața ei se tăvălească acolo. Și bineînțeles, de fiecare dată când fac asta, trebuie să mă asigur că sunt foarte bine delimitați câinii, pentru că s-au întâlnit și a ieșit foarte urât. Deci n-a funcționat toată treaba. Și mi-ați zis și voi că o idee ar fi să iau un padoc pentru pisici și să-i las în felul ăsta, să le amenajez acolo frumos și să-i las în felul ăsta să se joace. Și asta este ceea ce vedeți în spatele meu. E adevărat că el fiind pentru câini, găurile alea sunt un pic cam mari pentru pisici, dar avem de gând să-l bibilim ca lumea, să-l chetprufuim ca lumea, astfel încât pisicile să nu poată ieși pe acolo. Și să nu mai fie legate cu lesa, să aibă totuși spațiu, pentru că are cam 7 metri cu totul, deci se pot juca în voie, slavă Domnului, să fie protejate și să fiu și eu cumva împăcată că nu-i țin numai în casă, nu-i țin numai acule, să uite, se pot juca. Și știu că îmi fac prea multe probleme eu, că sunt aproape 100% convinsă că sunt niște pisici fericite și atât când stăm mie în putere nu le lipsește absolut nimic, dar mi-ar plăcea mai ales acum că e cald, poate pe timpul zilei să stea acolo, să se mai joace un pic, să le pun și copăcei din ea în care să se urce, să se joace și seara, dacă e frig sau, nu știu, seara, să îi bag înapoi în casă și ziua să o luăm de la capăt. Mi s-a părut o idee foarte bună și de când am văzut padocul ăsta am zis că da, trebuie că e păcat, vine căldura și tot este spațiu. Toată treaba este că nu știu dacă îl vom lăsa acolo, pentru că, nu știu, îmi place prea mult cum arată zona asta aici, este mult prea frumoasă ca să fie gardul ăla acolo, dar pe de altă parte e bine să fie acolo că îi văd, știi, tot timpul, deci va trebui un piculeț gândită. Hai să vă arăt niște detalii, ca să vedeți acum că m-am pus la curent, să vă arăt niște detalii și să vedeți așa de-a fi rapăr care-i treaba cu astea, care-i treaba cu plântuțele, care-i treaba cu patocul și așa mai departe. Deci, avem una bucată copăcel încolăcit, este așa ca un șarpe, e destul de grea treaba, dar am de gând oricum să-i mai pun eu niște pământ sau ceva în ghiveci, ca să mă asigur că nu cade, nu știu, la vreo furtună sau ceva de genul, n-aș vrea să pățească asta. Și asta este ghiveciul de la bază și cred că va rămâne exact așa, mi se pare chiar frumos și este solid, e ceva metal? Nu, e plastic, dar să știți că pare a fi metal și este greu. Chiar e greu, nu știu cu ce e umplut, că nici nu pot să văd ce Dumnezeului o fi acolo. Așa arată pe lungime, încolăceala și am luat doi și cred că va fi unul aici și unul în partea aia acolo. Sau nu știu, vedem cum le mai organizăm, stânga-dreapta, ne orientăm pe parcurs. Și iată, ceea ce vedeți acolo sunt exact lăsele pisicilor împleticite una de cealaltă. Trebuie oricum să le găsesc și lor un alt loc, pentru că, fiind toată povestea asta aici, devine un pic dificil, adică n-aș vrea să dărâme, să se prindă ei cumva, să se ferească spânzure, nu știu, cumva cu picioarele scaunelor sau cu plantele, pentru că ar fi problematic și totuși țin la ei și îi iubesc. Așa că o să mă ocup. Aici îl avem pe mândrul cu cele trei bile, cele trei guguloaie, dacă vreți, una, două, trei. Și e un pic în soare, așa că e posibil să nu vedeți culorile chiar real, dar arată cât se poate de bine. Doar așa, dacă mă uit la distanță, îmi dau seama că se reflectă cumva lumina ca și când ar fi un luciu normal, dar în afară de asta, nu știu, arată super bine. Și uite, în felul ăsta se prezintă ghiveciul, a venit cu pietricelele alea acolo, deci nu trebuie să-mi bat capul să mai pun pământ sau altele, doar dacă vreau să-l fixez eu mai bine. Dar, per total, se pare că arată super. Cel de aici este identic primului încolăcit pe care l-ați văzut deja, iar aici de-a stânga și de-a dreapta vazei sunt cei doi bolovani, cele două guguloaie, cele două bile, absolut adorabile. Poate o să le schimb ghiveciul, dar doar partea de exterior, adică negrul ăla acolo, poate mi-ar plăcea să fie altceva, așa cum sunt la cei încolăciți. Altfel, interiorul, stați așa să nu dărâm, interiorul arată foarte bine cu pietricelele astea. Eventual pot să mai completez eu pe acolo dacă simt că e cazul, dar e super. Și de asemenea bățul, nu știu dacă vedeți, este ceva, fie lemn, fie ceva ce imită lemnul, ceea ce dă și mai mult senzația că ar fi autentică treaba. Una peste alta, super ok. Masa acum a fost luată separat față de scaune. Adică nu vin set, eu le-am făcut așa ca set și chiar am stat și m-am uitat un pic pe site la momentul la care am plasat socoteala, pentru că mai erau și alte modele, unele mai florale, cumva erau și mai feminine și mai romantice. Dar mie mi-a plăcut asta, mi-a plăcut varianta asta și m-am gândit că de va fi să pun pernuțe cu flori sau, nu știu, roz sau alte chestii de astea super feminine, aș vrea să nu fie totuși prea dulce. Adică motivul ăla sau modelul ăla floral cu alte flori de acolo sau cu roz și așa mai departe, poate că e un pic prea mult. Așa că am găsit o variantă de mijloc cu astea, cu scaunele astea, care sunt ca niște împletituri, vedeți? Pătarul este ca niște împletituri, fundul tot așa, în stilul ăsta, iar masa, da, telefonul meu de acolo, este, eu nici nu mi-am dat seama, să fiu sinceră, dacă este set sau nu. Mi se pare că se potrivesc foarte, foarte bine. Și cred că are diametru 120, ceva de genul ăsta. Asta am luat-o bufantul, deci eu am stat pe tușă, că nu sunt pricepută în așa ceva, dar le-a făcut destul de repede. Și este solidă, este fier și ține foarte bine. Acum toată treaba este foarte bine protejată în colțul ăsta, pentru că nu ajunge apa. Așa că aici nu mai am decât de așezat una alta, să le poziționez pe toate unde trebuie și să vedem ce facem cu ăla din spate, cu padocul, pe care am zis că vi-l prezint. În partea asta, vedeți cum se schimbă lumina, e prea mult soare. Asta este o jardinieră care tot așa trebuie asamblată de bufant. A fost în pachetele pe care abia le-am desfăcut, nu știu să vă arăt cum să fac, să vă arăt ce este aici, pentru că mă depășește total, dar la momentul la care va fi gata, fără grijă, vă prezint și aici toată socoteala. Padocul însă este, uite așa, e lung, mai mult lung decât lat și pentru câini cred că este un vis, pentru momentele în care se mai bat patrocle cu Grigore, care s-au foarte rărit, dar hei, nu se știe niciodată, poate funcționa foarte bine, adică este un spațiu suficient pentru o chestie temporară, evident. Iar pentru pisici, ceea ce va trebui noi să facem va fi cumva să găsim o soluție să întărim treaba asta, pentru că Rumbu nu poate, asta e clar, dar Poirot, Lemo, Emiluș, Rodicuț, ăștia-lalți toți, care sunt mult mai supli și micuți, cred că se pot strecura prin chestiile astea și n-am făcut nimic, dacă se întâmplă ferească. Așa că o să încercăm să găsim o variantă, dar întâi de toate trebuie el asamblat cu totul, pentru că e destul de complicată treaba, trebuie prinsă fiecare bucățică din asta, trebuie prinsă de bara de aici, trebuie pusă acoperișul, rezolvată și partea de jos acolo, ca să nu se poată strecura, știți, pe dedesubt, iar accesul se face, uite așa, cu chestia asta, care momentan e prinsă cu niște, nu știu dacă vedeți, e prinsă cu niște cârlige de genul ăsta, deci nu va fi o problemă, atât că trebuie foarte, foarte bine închisă, treaba securizată, dacă pot să zic așa, ca să nu fie probleme pentru pisici și să mă trezesc că au fugit pe aici și cine știe ce se mai întâmplă. Altfel e foarte ok, chiar cred că la momentul la care va fi gata o să fie țuț. Și lângă este ce a mai rămas din liliacul meu, care a fost cândva săracul, dar s-a dus de mult, nu mai există. Mergem mai departe. Uite ce frumusețe! Și pe ea ați văzut-o, dar în stadiu complet demontat. Adică ați văzut mai mult mâinile bufantului, șuruburi învârtindu-se, plăci de metal, cutii și așa mai departe. Însă acum poate fi prezentată ochilor domniilor voastre și în soarele ăsta minunat și cu florile alea în cap acolo, cred că e cu atât mai bine pusă în evidență. Ce trebuie eu să-i fac este să îi găsesc o banchetuță, o pernuță, o chestie, pentru că se poate sta foarte bine și așa, dar devine inconfortabil după o vreme, dacă stai mult așezat pe ea, vă dați seama, așa că ar fi mai bine să-i pun niște pernuțe, niște chestii acolo, astfel încât să pot să dorm în voie, cu toate că nu e cât un pat, are cam 1 metru, cred, partea aia de șezut, și apoi mai este speteaza. Dar mie mi se pare că e foarte romantică și e efectiv o băncuță, nu e ca să dorm pe ea, dar o băncuță foarte, foarte frumoasă care completează ideea mea de romantic și grădina asta pe care mi-o doresc eu cât se poate de poetică, dacă vreți. Ăsta deja începe să se scuture și mulțumesc tare mult cui mi-a răspuns, că am întrebat într-un clip trecut, acum vreo 2-3 clipuri, dacă aveți idee despre ce e vorba și mi-a zis că este caprifoi povestea asta. Așa că, iată, e pe ducă. De asta sunt atât de multe frunzulițe acolo, dar atât cât mai e, mi se pare că cele două merg foarte bine. Posibil preferata mea dintre toate întâmpină aceeași situație ca băncuța pe care v-am arătat-o adineauri, anume, îi trebuie și ei tot așa o pernuță ceva mai lungă, astfel încât să putem sta cu orele. Se poate sta fără probleme, ele nu sunt foarte grele, să știți, sunt făcute într-un material destul de ușor. Au stat aici inclusiv în ploaie și deocamdată sunt intacte, deci aspectul ăsta antichizat, așa pe care poate îl vedeți, este dat de finisajul de la producător, exact așa au venit. N-au pățit nimic, dar o să vedem în timp cam cum se comportă, cât de bine rezistă pe termen lung și, cum vă ziceam, sunt ușor de cărat, de transportat, deci materialul nu este unul foarte greu. Acum nu știu ce greutate suportă, dar pentru mine, pentru bufanta a fost ok și dacă îi punem și pernuța aia acolo, pernuță, un pernoi așa mai lung, cred că o să arate și mai bine. Și în același sens, pe ideea de romantic, n-aș vrea să zic feminin neapărat, că nu știu dacă o grădină poate să fie feminină sau masculină, dar pe ideea asta de romantic cred că se potrivește foarte bine și este exact ceea ce-mi imaginam eu. Și bineînțeles că mi-ar plăcea niște plântuțe așa, o glicină poate care să crească frumos, să se înalțe pe lungimea barelor, ăsta cred că ar arăta splendid. Însă pentru moment, uite, aici sunt doi copăcei de tuia care sunt întregi, deci ăștia n-au pățit nimic, nu i-a atacat nicio insectă. Și ultima chestie, uite aici, foarte aproape de iasomia pe care v-am arătat-o și care tot senzațional miroase și care mă oftică pentru că începe să se scuture, am asamblat această băncuță circulară. Exista și varianta semicirculară și chiar am avut un pic emoții la momentul la care am setat-o aici, pentru că ne gândeam că e posibil să nu putem să o ducem de jur împrejur din cauza zidului, dar s-a potrivit la fix, nu știu dacă vedeți acolo. Ăsta este acel paulonia cu florile mov, frumusețea, superbitatea, care nu va mai fi mov până la anul. Dar pentru moment am așezat chestia asta, este gri, tot așa pe ideea de romantic și poetic. Și bineînțeles trebuie să îi cumpăr pernuțe, să găsesc o variantă ca să aibă pernuțe de jur împrejur, pe care evident să le strâng la momentul la care nu stăm aici, că nu aș vrea să se ude atunci când va ploua. Dar una peste alta arată foarte bine și îmi place mult de tot cum se prezintă. Dacă era alb, era chiar perfect, dar și griul ăsta este super ok. Și tot așa l-a plouat și în continuare este întreg. Odată cu trecerea timpului o să vedem. Da, sunt foarte bucuroasă cu colțișoarele astea din grădină. Nu știu, pentru mine e bucuria supremă să pot să am curte și un spațiu verde unde să mă bucur de soare și să fiu la mine, să nu supăr pe nimeni, să nu deranjez pe nimeni, să am intimitatea mea. Ba chiar în perioada asta îmi place mai mult să stau în curte afară decât în casă. Peste alta încep să prind o contur toate și să capete silueta aia pe care mi-am imaginat-o eu, dar mai este foarte mult de muncă. Nu vă zic numai cât ea tăiatul ierbii, adunatul, aruncatul după că ok, o tai, dar nu o lași acolo să putrezească, trebuie să o arunci undeva. Weekendul trecut cel puțin jumătate de weekend mai bine, de atât ne-am ocupat cu asta și alte weekenduri și pe măsură ce plouă crește iarba și mai mare și mai mare, dar încercăm să le întreținem pe cât posibil și să arate cât de cât bine. Problema este că dedicând timp chestiilor ăstora, nu mai ai de altele și e greuț, mai ales când sunt și atâtea animale. Și uite, am un gras lângă mine aici care horcăie, nu știu dacă l-auziți, este Grigore chiar la picioarele mele, consumă destul de mult timp. Dar le facem așa, ușurel, ușurel, cu timpul toate se rezolvă și e chiar plăcut, adică prefer să fac asta de 1.000.000 de ori decât să stau la televizor în casă, să mă uit la ceva, nu știu, sau pe Netflix sau HBO, să mă uit la un film. E pentru mine o chestie relativ nouă, ceva ce v-am povestit că n-am mai experimentat până acum și învăț ușor, ușor, deprind una alta, mă obișnuiesc cu altele și deja, cel puțin asta cu tăiatul ierbii a devenit relativ rutină pentru noi. El o taie, eu adun, după aia aruncăm, na, ne descurcăm cu fiecare în parte. Acum vreau să și mergem undeva astăzi, nu știu exact cum o să fie, dar am o curiozitate. s-a deschis la Romexpo un târg de antichități. Cred că la momentul la care vedeți voi vlogul, el încă există. Deci ar trebui să țină până duminică și voi cred că îl vedeți pe ăsta vineri. Așa că în cazul în care vă doriți să vedeți despre ce e vorba, eu oricum o să vă las impresiile mele, dar dacă vreți să mergeți și voi, ca să știți, la Romexpo, și din ce știu, intrarea este liberă. N-am mai fost de mult, nici mai știu, cred că am o lună și pentru mine e mult. N-am mai fost la Valea Cascadelor, la târgul la care mă duceam eu întotdeauna. N-am mai fost și că n-am avut timp și că nu s-a putut, că au fost altele la rând și efectiv nu s-au organizat planetele. Am tot zis așa pe vineri seara sau pe sâmbătă seara, că mă duc fie sâmbătă, fie duminica, eu întotdeauna mă duc în weekend. Am tot zis, mâine mergem, gata. Nu s-a putut, că au intervenit altele și parcă am așa o oarecare poftă și dorință, vreau să merg la târg. Ceea ce se află la Romexpo însă, sunt convinsă că n-are nicio treabă cu târgul de la Valea Cascadelor, deci astea sunt gândurile mele de dinainte de a merge acolo. Mă aștept la prețuri foarte mari și mă aștept ca să nu-mi iau vreo țeapă, după cum am pățit când am fost cu Mobila, să vedem Mobila. Mă aștept să nu fie atât de mulți expozanți. Dacă sunt mulți, m-aș bucura să fie. Adică vreau măcar să văd, dacă este, nu cumpăr, ok, dar măcar mi-ar plăcea să văd cât mai multe lucruri. Dar atunci când am fost cu Mobila, cu vreo 2 luni, parcă nu, când am văzut pentru prima dată biblioteca și era cu Maroul ăla, vă aduceți aminte poate, v-am și zis, mergem că e târg de mobilă, și am ajuns acolo și erau 2 sau 3 expozanți cu mobile și în rest erau numai, nu știu, țigle, baterii de astea sanitare, gresie, faianță, ceea ce, Doamne ajută, dar eu voiam să fie mobilă, adică clar, ce mă interesa pe mine nu era. Și acum sper să nu fie cazul, chiar sper să fie foarte mult expozanți și să văd o groază de chestii și dacă o ieși găsi ceva să fie bine, să nu fie rău, să-mi arate cum trebuie și să mă încadrez și ca buget, ar fi super tare, dar cheful meu de antichități și de vechituri din astea este sus de tot și chiar jubilez așa la idee. O să mergem în câteva ore pentru că trebuie să vină și bufantul acasă și după aia, mă rog, probabil mâncăm ceva și o să mergem să vedem, să inspectăm situația, care e treaba pe acolo, și aș mai avea eu vreo 2 întâlniri, dar nu cred că o să ajung astăzi, s-ar putea să se întâmple mâine totuși, că astăzi e un pic alt program. Dar ia zi, grasule, care-i treaba? E grea viața? Poc, poc, poc. A, și trebuie să vă arăt. Am luat perdeluțe, în sfârșit, pentru zonele astea. Doar că nu sunt perdeluțe, sunt fețe de masă pe care sper să le pot folosi ca perdeluțe. Haideți să le luăm. Haideți că m-am întors tot aici la măsuță ca să mă bată soarele, să mă încălze, să fie bine și frumos. Țineți minte că v-am zis acum un vlog sau 2 că am plasat o comandă la EMAG și că mi-au anulat-o și eram eu bosunflată că mi-au anulat comanda. Și vă spusesem că prefer să nu le plătesc în avans, tocmai pentru situații de genul ăsta. Mă rog, ideea e că după ce mi-au anulat-o, am replasat pentru o chestie similară, deci nu tot pentru produsul ăla pe care au zis că nu-l au. Și a ajuns treaba. Și este vorba despre niște fețe de masă pe care le-am luat fix ca să le pun acolo în spațiile pe care le-ați văzut. Pentru că mi-a plăcut foarte mult materialul și m-am gândit că în cazul în care nu se potrivesc, adică o să fie, nu știu, materialul efectiv, textilul o să fie nepotrivit sau dacă nu o să am suficient cât să le adun în așa fel încât să arate cum îmi doresc eu, dacă o să fie prea puțin, prea mult, mă rog, pot oricând să le folosesc fix ca fețe de masă. Așa că asta am făcut, mă iertați dacă vă mai zgudui puțin, dar în zona asta mai bate un pic vântul și de asta tremură puțin trepiedul. E, ce am luat? E vorba despre așa ceva. Sunt niște imprimeuri pe care eu inițial mi le-am dorit cu bleu. Deci eu îmi imaginam acolo perdeluțele alea despre care vă povesteam cu bleu, pe fundal alb sau bejul ăsta, griu ăsta, ce Dumnezeului o fi el. Și prima dată am plasat pentru treaba aia, mi-au anulat și a doua oară, iată că pe astea totuși le aveam în stoc și hai să vedem cum arată. Eu zic că o să fie suficient, ba chiar e posibil să-mi placă atât de mult încât să îmi doresc să nu le mai folosesc ca perdeluțe. A, nu, e super și e chiar mare, e mult materialul. Ia uite. Știți? Și mă gândeam să fac eu treaba asta, adică nu m-aș chinui să mă duc la vreo croitoreasă sau ceva, că nu trebuie decât să cos un soi de tiv, dacă vreți, adică să dublez materialul aici, să-i bag niște elastic, după care să adun tot asta, să fie încrețită treaba, să monteze bufantul niște bare din alea aurii, exact cum avem în bucătărie, numai că de alea stau atârnate cănile, și apoi să le prind acolo și în felul ăsta am scăpat de problema aia cu golurile atât de inestetice și cred că o să arate foarte, foarte bine. Și dacă avem timp o să ne ocupăm de asta chiar în vlogul actual, dar să vedem cum ne organizăm. Dar chiar sunt mulțumită de data asta, deci uite ce frumos este materialul. Am ceva în stilul ăsta, dar cu bleu, însă fiind fețe de pernă pe care le-am luat de la H&M acum ceva vreme. și arată foarte bine alea, dar așa cu roșu poate că e chiar mai potrivită treaba, pentru că bucătăria în principiu cam pe stilul ăsta este, știți, și cu cărămida aia acolo de la cuptor și cu maroul de pe jos, cred că se potrivește mai bine cu roșcatul ăsta. Așa că uite, tot rău spre bine până la urmă. Mi-ar plăcut și al voastră, dar e ok și în felul ăsta. Să vedem cum o să mă descurc însă cu ațășac, că acolo o să fie treaba. Și da, nu cred că o să fie cazul să o tai pe cealaltă, deci am rămas și cu o față de masă, iată. Că am suficient material, nu știu dacă vedeți cam cât este de mare, dar am suficient material cât să pot face două chestii de-astea lejer, ba chiar să mai îmi și rămână. Poate chiar pot să scot și niște perdeluțe, dar perdeluțe, nu ca uși, să zic așa, că astea în principiu înlocuiesc niște uși. O să vedem. Și am uitat de astea, că și astea sunt de asamblat, tot de la ei, dar trebuie să se ocupe bufanțimea, sunt perfect inutilă, așa că o să mai dureze un pic. Everything is right. Imagine stars lighting up the night and the shooting stars so vibrant. You have to make a wish. Nothing's ever in your way. Scoring every shot you make. No, you've never heard of pain because you're just high on life. Every day is Saturday. Life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way? Like you wanted to, like you wanted to, like 24/7, like 24/20 for heaven. Oh, like you wanted to, like you wanted to, like 24/7, like 24/20 for heaven. Oh, nothing but blue skies, a totally peaceful mind. Never need a second try. No, you get it right the very first time. Am ajuns de ajuns, doar că suntem un pic cam la spartul târgului, pentru că în mai puțin de o oră se închide și sper să nu fi plecat expozanții și să nu mai avem ce vedea, mai ales că ne-am tot învârtit pe aici, că nu știam exact unde trebuie să... unde intrăm. Cred că pe aici. Hai, că am lipuit-o. Wow! Mă așteptam să fie mai aglomerat și mai mic, dar e mare, mare. Asta care e? I-am recunoscut după... Era evident. De curiozitate, vreau să întrebăm de umbreluța aia și vreau să întrebăm și de un tablou și uite glob cu picior ca al nostru. Îl vezi, da? Ce preț e globul? 4.000. Nu. Uite, umbreluța îmi place. Cred că am nevoie de un mic sau mare moment de reculegere după ce am văzut acolo. Din mai multe puncte de vedere. Unul, că într-adevăr erau lucruri deosebite. Adică aici, cum am zis, ca la târgul de vechituri, unde între 500 de gunoaie găsești o chestie. Aici chiar erau atent selecționate, așezate pe mese, totul cu... Mă rog, să zicem că unele n-aveau preț, probabil că ți-l făcea pe loc. Dar cea de-a doua parte, care mă provoacă la reculegere, este fix asta, a prețurilor. Bă, băiatule, bă! Globul ăla al meu, știți, globul ăla al meu pământesc, care nu v-a coafat, nu? Ăla de era crăpat și cu picioarele alea metalice. La momentul la care vi l-am arătat, eu eram leșinată după el și știu că nu prea a rezonat multă lume. Ok, dar l-am văzut pe aici. Adică era unul asemănător exact cu picioare din alea și am întrebat cât costă. 4500 sau 5 a zis? 4000 de lei. 4000. Mă rog, ce mie 4, ce mie 5. Cum o vedeți un pic cam. Adică, mamă, odată. Tablouri 2000 de euro, 3000 de euro. Erau într-adevăr și mai ieftine, alea mai urâțele, dar portrete la care m-am uitat eu, cam așa. Cam astea erau scorurile. Am văzut un birouaș superb, care ăla chiar mi-a plăcut foarte mult. O piesă foarte veche, ceva secolul XVIII. Era un birou de damă cu niște sfeșnice încorporate în corpul biroului. Deci era o superbitate. Doar ne-am uitat, ne-am învârtit pe acolo și să știți că nu era atât de mare pe cât am avut eu senzația inițial. M-am păcălit, pentru că în partea cealaltă erau niște chestii noi, nu știu, era divizată treaba de la jumate, într-o parte erau antichități, în partea cealaltă erau chestii noi. Niște busturi de marmură, iarăși mi-au plăcut, am văzut unul foarte frumos, care chiar m-a ăla m-a animat și mi-ar fi plăcut, dar când am întrebat și a zis 2000 de euro bustul picat, mă gândeam la el pentru piedestal, pentru unul dintre piedestalele alea pe care le-am luat de la târg, alea fiind câteva sute de lei și pe care țin niște statuete micuțe, știți că vă ziceam, eu vă povesteam că statuetele alea micuțe, vă spuneam, care nu se potrivesc pentru că piedestalele respective sunt mult prea înalte pentru statuetele mele și ar trebui unele mai mari. Și am căutat, am văzut, într-adevăr erau câteva interesante, mai ales ăsta de care vă zic la 2000 de euro, de era bustul unui soldat roman și ar fi fost bun pe dimensiune și bineînțeles marmura costă mult, dar nu, e o sumă care nu cred că și are rostul, justificarea, nu știu, foarte, foarte, foarte ridicate. Mă așteptam, dar chiar așa să nu iau nimic, chiar așa să plec cu mâna goală. E adevărat că se mai ține și zilele următoare și am luat niște cărți de vizită ca să o mai rumec. Biroul ăla și oglinda am văzut senzațională și niște tablouri, tot așa erau niște portrete frumoase care mi-au plăcut mult, dar nu m-am îndurat acum că... Pe de o parte știu și de unde provin lucrurile astea, chiar dacă nu pot să punctez expres a fost luat din locul X, dar știu cum sunt procurate și știu și ce găsesc eu pe la târg. Și chiar am intrat în vorbă cu o doamnă care a fost foarte drăguță de altfel și spunea că participă la tot felul de astfel de târguri și este clar că evident că trebuie să aibă și ei un profit al lor și că în costul ăsta intră și taxa de tarabă aici de... Și prima zi. Și e prima zi, da. Toată lumea vrea să... Scapă de costuri întâi. Normal, normal. Costă mult, nu știu exact, dar e mult să ai aici o tarabă de asta. Plus deplasarea lor, că mulți nu sunt veniți din București. Mâncare, cazare. Mâncare, cazare, tot acum sunt niște costuri, într-adevăr. Dar... Deocamdată nu. M-am bosunflat un pic pentru că, într-adevăr, mi-au plăcut niște lucruri. Erau chiar foarte frumoase și mi-ar fi plăcut mult și s-ar fi și potrivit. Dar... Cum ziceam, mai sunt câteva zile, o mai gândim, vedem. Ha. Acum o să mergem până în Vitan, pentru că trebuie să ridic eu niște haine de acolo pentru un proiect pe care o să l-am în viitor, nu chiar acum, dar trebuie să mergem să le probez, să văd ce și cum îmi vine, să aleg, să facem să fie bine. Așa că o să mergem într-acolo și o să solicit dacă se poate și la mine un outfit check, că tot sunt... Te rog să se vadă cu totul. Dar poți să dai spre tine camera, așa, ăla, așa, așa. Outfit check! Aia zic, astăzi am rocheastul de la Zara. Nu, începe cu bună fetelor. Bună fetelor. Outfit check de mers la Romexpo, Târgul de Victorii. Tananam, tananam. Așa, avem părul ăsta roșu. Asta este set din două piese. Din două piese, deci nu e roche, este fustă și bluză, da? Ok. Și avem fundele astea aici pe lateral, așa frumoase. Bunești bufante, evident. Bunești bufante, evident, și dacă te uiți e cu nave de-astea maritime, nu spațiale. Iată. Și am și fermoar și am și gentuța de colivă. Deci pot să mă și învârt. Când ești gata, hai. Când sunt gata, hai. Iată. Mulțumim de outfit check? Da, da, mulțumim. dimineața flaușată. Bineînțeles că sunt toată împăiată în felul ăsta, că e un frig de crapă pietrele și afară, da, și în casă, că asta este problema, că am mai oprit căldura aia, am zis, las-o, totuși e mai. Și dacă am oprit căldura, v-am povestit că în casă este de multe ori mai frig ca afară. De asta îmi place mie să stau așa de mult în grădină. Dar m-am trezit, m-am dezmeticit, iată-mă cu cafeluțul, cu bufnițoiul aici. Parcă e de la voi cana asta, nu? Oricum, dintre astea rotunde, una sigur e de la voi aia cu pisică, dar parcă și asta, dacă mi-aduc eu bine aminte, cu Hedwig. Și sunt în sufragerie ca să vă arăt cum s-a finalizat seara. Pentru că, ce să vedeți, am picat amândoi. El mai mult, eu... Tot așa, cu șurubelnița, cu șurubul, cu dăm cheia, dăm placa și așa mai departe. Dar am stat cel puțin amândoi aseară până la 12 ca să terminăm ce aveam. N-am reușit să terminăm niciuna, nici alta, însă stadiul... Tadam! În caz că vă întrebați de ce v-am adus pe aici și în spate. Iete de asta. Pentru că masa consolă, ultima la asamblat, am gândit-o eu inițial pentru spatele canapelei. Este posibil să o mut de aici, deci nu este o chestie definitivă, dar am așezat-o doar ca să vedeți voi ce și cum am gândit. Pentru că am de gând să o fac foarte frumoasă, adică ea e o bază acum, dar din momentul în care voi pune o lampă acolo, o lampă acolo, niște rame poate, niște obiecte de decor, cred că va căpăta un pic altă aliură, adică acum e o chestie foarte simplă și o bază bună, dar după ce o decorez și o fac frumos o să arate și mai bine. Din nou e o chestie pe care am mult spus învățat-o, am văzut-o și eu la alții și mă inspir foarte mult din ceea ce văd prin cărțile alea de care vă tot zic și pe Pinterest și am văzut că se practică chestia asta, mese tip consolă, deci asta nu este o masă la care să stai, să mănânci, să, nu știu, nu te așezi și o folosești, este mai degrabă cu rol decorativ. Și am văzut chestia asta practicată îndeosebi în spatele canapelelor, acolo unde spațiul o permite. Ideea e că dacă va fi să rămână aici, va mai trebui una și pentru canapeaua de acolo, faceți abstracție de perne și toată povestea asta, va mai trebui una și pentru acolo, dar am zis în primă fază, ca să văd cum mă împac cu ea, dacă se potrivește, dacă e totul ok, să fie doar una și de va fi cazul, aia e, mai luăm încă una. Dar pentru moment, ce părere aveți despre masă? Știu că e foarte simplu acum, așa cum am zis, deci încercați să faceți un exercițiu de imaginație, nu vă gândiți că rămâne pur și simplu așa aici, doar, nu știu, dacă punem, uite, să o punem pe tanti. Doamnă, dați acolo, așa, bună ziua, că tot nu stă bine, vorbeam de busturile alea de marmură, tot nu stă bine, nu știu, o ramă acolo, niște lămpi, ceva frumos, că tot am niște chestii rămase pe care nu am apucat să le așez pe nicăieri. Cred că o să fie și mai bine. Dar voiam să vă arăt ca idee, să vă dați seama la ce tot meșteream, fiind foarte complexă treaba cu șuruburile, că vin nu știu cum, adică fiecare are un scop și o destinație precisă, nu sunt așa care cum o fi. Și au trebuit bibilite un pic, ce să zic, că am muncit la ele, dar uite că i-a ieșit. Mereu iese, chiar dacă mai bodogăne el, dar mereu iese. Ce părere aveți? Bam, bam, bam. Și hai să mergem la ale noastre, să ne auzim un pic, să vă așez pe ceva și să ne auzim. Și tot aseară, dar aici am terminat mult mai repede, a asamblat bufantul o mască pentru calorifer. Știți că eu am pe aia din dormitor, care este alt model, altă dimensiune, dar tot în stilul ăsta, pe care însă, de deștept și am fost, am măsurat-o prost sau am dat măsurătorile aiurea, undeva s-a rupt filmul. Vă amintiți, poate că v-am povestit. E ok, am rămas până la urmă cu ea, n-am vrut să-i mai facem retur, o folosesc ca atare, adică nu am nimic de obiectat, atâta tot că era bine, dacă o făceam din start cum trebuie. Ei au pe site, deci mă refer la asta de aici, au pe site măști gata făcute, nu se fac pe comandă, vii tu cu dimensiunile tale și le fac ei pe comandă. Și numai bine că bănuiesc că acest calorifer pe care l-am îmbrăcat este standard, astfel încât am găsit o mască ce se potrivește la fix. Și acum treaba este că, la fel, îmi pare rău că nu am luat decât una, pentru că mai este nevoie și mi se pare că schimbă enorm aspectul camerei, îmbrăcarea caloriferului efectiv. Astea sunt calorifere clasice, na, nu ai clasic în sensul de uzuale, adică nu sunt din acelea franțuzești, fontă sau alte chestii, alte vrăjeli de genul. Sunt calorifere cum are bănuiesc toată lumea și care arată de 1.000.000 de ori mai bine, zic eu, cu o chestie de genul ăsta. Plus de asta, Pot să pun pe aici diverse, trecând de cănuța mea de cafea, dar pot fi și decorate frumos. Și nu știu, eu cred că detaliile de genul ăsta, accentele de genul ăsta sunt cele care chiar dau personalitate unei încăperi sau unei case. Știi, să nu lași să se vadă țevăraie, firea atârnând, prize urâte, nu știu, chestii din astea. Și chiar am de gând să mă ocup de ele minuțios pe parcursul următorilor ani, evident că probabil nu o să termin niciodată, dar până acolo, uite, ăsta mi se pare un progres foarte bun. De ce mi-au uni? O întreci pe lemă? De data asta este Poirot care ne cântă și ne încântă cu vocea lui suavă. Ții-mă, pufusule! Zi, părățel! Aoleu, măi, mamă, cât ești de masculin! Ce faci, puiule? El sare la castană dintotdeauna, mânca la armă. Da, mamă, da, ce faci, băiatul? Așa, mami, fă-l praf, fă-l praf, iubire, fă-l praf. În altă ordine de idei, știu că multă lume așteaptă organizarea bibliotecii. Chiar m-am bucurat și că v-a plăcut clipul și că v-a plăcut biblioteca și mi-ați lăsat multe comentarii și mi-ați și scris în privat să fac un clip separat cu organizarea bibliotecii. După cum vedeți, nu s-a întâmplat, doar am adus niște cărți aici sus, dintre cărțile mele vechi, care mi se par superbe, doar așa uitându-vă la ele, doamne, vă fac eu close-up-uri imediat, dar zici că sunt bijuterii, doar le-am mutat dintr-un loc într-altul și evident că la momentul la care o să fac chestia asta, o să filmez, o să vedeți, deci promit că fac ceea ce m-ați rugat. Nu m-am organizat încă pentru că v-am spus, în timpul săptămânii nu am timp nici să trec strada, iar în weekend tai iarba sau mă ocup cu altele. Dar o să o facem, vedem cum o organizez, dacă mă lasă copilul ăsta care are el ceva de zis, da puiule, o să o organizăm, nu doar cu astea, pentru că am foarte multe cărți rămase în cutii, așa cum v-am povestit, vreau să fie toate așezate și cu obiecte de decor. Dar până când ajungem acolo, uite, doar atât, vreau să vă arăt cât de frumoase sunt copertele acestor cărți, toate luate din târguri. Toate. Stau și mă uit acum la ele și îmi dau seama că așa este. Asta am luat-o dintr-un târg de vechituri din Lyon, când am fost cu prietena Andreea și m-am întors cu greutate mare pe bagaj, că vă dați seama, este un cărțoi măcar de un kil și n-a fost singurul. Ăsta la fel, tot cu ea l-am cumpărat, tot din același târg, deci ne-au rupt spatele atunci când am fost de la târg până când ne-am întors și după aia pe avion a fost un haos. Asta am luat-o de la târgul de vechituri de la noi, din București. Asta am luat-o recent anul ăsta, dacă țineți minte, când am fost la târgul de vechituri de la Brașov. Și uitați-vă cât de frumoasă este latura asta a coperții. Deci mi se pare poveste, doamne, cât de ornamentate, ce materiale, ce auriu, deci... leșin! Aici este o ediție veche de Pinocchio pe care am luat-o când am fost cu Vicky. Când am fost noi în concediu în Italia și am găsit un anticariat pe străduțe. E vlogul, dacă vreți să vedeți în detaliu. Asta am luat-o tot din Lyon, dar nu de la târgul de vechituri, pe asta chiar am luat-o de la un anticariat și sunt povești de Hans Christian Andersen, este superbă cartea. Asta mi-a trimis-o voi acum câțiva ani, tot așa luată de la târg. Asta am luat-o eu de la târg, cred că pe asta am luat-o, posibil să zic o prostie, dar cred că am luat-o din Germania, când am fost la mădă. Iar astea două, asta e din Brașov și asta parcă din București, ceva de genul. Oricum, ideea este de vizual, deci uite-te tu cât de frumoase sunt. Trebuie și ele așezate frumos, adică aș pune roșu cu roșu, albastru, asta e de la anticariat, pe asta v-am arătat-o în clipul trecut sau cu două clipuri. Pe alea le-aș pune cu albastru, bejul ăsta l-aș găsi eu pe acolo cumva, roșu la fel, dar mi se par atât de frumoase, doamne, minunăție. Și astea trebuie așezate și cum am zis, promit, o să mă ocup de toate. Haosul ăsta, oare când o să dispară și el? Nu prea am eu multe cadre filmate prin zona asta, pentru că aici este mai mult depozit. Adică lucrurile alea cărora nu le găsesc locul sau, din contră, le găsesc locul, dar n-are sens să le așez, pentru că n-am finalizat ce e, sunt toate strânse aici. Ca să vă dau un reper așa, trecând de Ursulache, este domnul Bufetescu, în stânga mea, care abia aștept să arate așa cum l-am decorat eu inițial. Am făcut atunci un clip, cred că am postat și aici pe Instagram, este sigur, și știu că v-a plăcut și vouă foarte mult, numai că l-am golit după ce l-am așezat, bine, la ceva vreme după, pentru că el atunci când a sosit era totul cu maro pe aici, dacă țineți minte, iar acum e totul cu alb și bineînțeles că a trebuit îndepărtat de zid și a rămas într-un punct acolo, așteptând săracul ultima parte, anume tapetul, care s-a amânat iarăși, dar sper, eu tot cu speratul, că atâta pot să fac, sper ca săptămâna viitoare să se rezolve și după ce se rezolvă să fie toate astea așezate și să nu mai fie depozit în nicio formă. Mă uitam la ele așa după ce am rumegat-o un pic și aseară, că eu intru în categoria de oameni care gândesc foarte mult niște chestii, adică le așa cu ciocanul de șnitele, când le pică pe ceva ci că e caracteristica zodiei de suntem acești overthinkeri. Mă gândeam și aseară, odată la biroașul ăla de v-am zis că mi-a plăcut enorm, deci l-am și visat și nu știu cum să fac, Mamă, măi, mi-a plăcut atât de mult! Oh, mai am eu așa momente când fac obsesii pentru niște chestii, dar de multe ori îmi dau seama că sunt impulsuri de moment și că se domolesc după câteva ore, zile, pierde din intensitate, dar ăla, uite că tot apasă și ar mai fi câteva zile în care pot să o rumeg în continuare, dar chiar era ceva și sunt sigură că v-ar plăcea, sunt sigură, poate nu neapărat i-ați găsit locul la voi, că știu că nu toate lucrurile se potrivesc, dar sunt sigură că v-ar plăcea, cum mi-a zis și cu Bufetescu când l-am luat, că asta este în general o bună parte din reacția voastră, îmi plac, dar pentru tine, așa cum și mie, probabil că mi-ar plăcea unele dintre lucrurile pe care le aveți voi ca mobilier sau ca decorațiuni în casă, dar la fel pentru voi, știi? Suntem oameni diferiți și avem stiluri diferite și așa a fost și cu Bufetescu, mi-amintesc că majoritatea ați reacționat foarte pozitiv și a zis că mamă ce piesă, ce... o să inserez eu niște poziții pe aici, în cazul în care mai știți care e Bufetescu, că nu l-am mai filmat de mult. Și toți, sau majoritatea a zis, wow, ce mastodont, uite-te la el, ce sculpturi, ce chestii, lemnul ăla, adică arată super bine, na, dar pentru tine, adică la tine se potrivește și e important și aspectul ăsta și exact despre asta vorbeam ieri cu doamna care vindea mai multe chestii interesante și de fapt aici voiam să ajung, că la asta m-am tot gândit așa, că era genul meu de om, adică ne-a povestit, noi întrebați ceva de niște tablouri, niște oglinzi, birou și așa mai departe și ajunsesem la fisul, la nu știu ce scară își face, la călătoriile pe care le face, deci genul de om foarte sociabil și foarte deschis să împărtășească, să vorbească așa cum sunt și eu, că vedeți, vorbesc. Eu aș putea să știți, aș putea să fac vlogurile astea doar din gură. Știu că nu toată lumea s-ar uita. Știu că na, avem, cum am zis, gusturi și preferințe diferite și e firesc să fie așa. Dar eu aș putea să le fac inclusiv fără imagine, aș putea să fac podcasturi în care doar să vorbesc cu un alta. Nu s-ar uita toată lumea, nu ar rezona toată lumea, dar vreau să spun că pentru mine chestia asta e, atunci când mă simt confortabil și cu voi, în mod evident mă simt, e ceva ce iese foarte natural. Nu la nivel academic, știți, suntem pe YouTube până una alta, nu vindecăm cancerul, leucemia și altele de genul, dar cred că e pe YouTube în principiu e cu vorbit, e cu... pe ceea ce fac eu. Dacă ne uitam la documentare, și acolo e totuși nevoie de voce, e nevoie de un narator. Dar la mine e cu vorbit. Mă rog, femeia vorbea. Deci ne-a povestit, da, ne-a arătat nu știu ce, ne-a povestit că se duce, că face, că fisul, că scara, că își renovează, că a mobilat la nu știu cine, că i-a pus nu știu cui un goblen în casă. Deci era foarte plăcută. Și singurul motiv pentru care am întrerupt-o la un moment dat și am tăiat conversația, că altfel aș fi stat la povești cu dânsa până mâine, era ora de închidere, că știți că v-am zis la momentul la care am ajuns că suntem cam la spartul târgului. Și mi-era că nu se mai apuc să văd ce au ceilalți expozați. Altfel, cred că ar fi stat cu noi la povești până mâine. Și nu știu dacă este neapărat calitatea omului de vânzări, posibil să fie mai multe, sau dacă este vorba de omul nevorbit, sau că este vorba de un om în vârstă, orică pur și simplu era o pasiune și femeia a început să se împărtășească dintre toate. Mi-a lăsat o impresie foarte plăcută și cred că și asta atârnă un pic în gândurile mele referitoare la biroul ăla, dar ce m-a fermecat așa și la asta vă ziceam că m-am gândit, pe lângă birou, spunea că și-a dat demisia sau o chestie de genul ăsta după vreo 40 de ani de muncă și a renunțat la ceea ce făcea, n-a specificat, și se ocupă exclusiv de antichități. Femeia, na, nu știu, nici nu e elegant acum să mă apuc eu să categorisesc câți ani avea, dar era o doamnă, să zicem, trecută de prima tinerețe. Era o doamnă mai în etate, respectabilă, oricum un om foarte, foarte ok. Deci e clar că face activitatea asta de multă vreme și ne-a povestit că este afacere de familie, că și soțul dânsei se ocupă cu aceeași chestie și că sunt din părinți moștenite pasiunile astea, că e ceva cu antichitățile, a fost întotdeauna în familie, dar probabil că dânsa a avut un alt job înainte și după 40 de ani și-a dat demisia de la job și a mers pe linia asta a părinților și a început să facă și dânsa comerț cu antichități. Și m-a fermecat așa ideea, pentru că e un subiect foarte drag mie, cu toate că eu n-aș putea să vând ce avea acolo, m-ar durea sufletul doar să am niște chestii la fel. Îmi plac și mă atrag foarte mult și mă știți că sunt, mult spus, viața mea, dar așa exagerat mult și referindu-ne strict la categoria asta de obiect. Leșin, sunt fermecată, sunt anumite chestii care mă atrag inexplicabil, nu știu ce-o fi fost, dacă există vieți anterioare, ce am făcut, ce așa... Dar sunt foarte, foarte atrasă de obiectele cu vechime. Și mă gândeam la asta că, uite, cum zic copiii, când mă fac mare vreau să fiu, nu știu, doctor, avocat, și inginer și cam atâta, că la noi, cel puțin pe vremea când eram eu copil, cam astea erau, era maximum de succes pe care poți să-l ai în viață și cu cât ne ducem mai în spate la generațiile anterioare, tot așa. Acum nu mai e la fel, dar mă gândeam așa, când mă fac mare... Nu știu, mi-ar plăcea poate într-un punct al vieții mele exact cu asta să mă ocup. Adică mi-ar plăcea să am un anticariat sau un depozit sau o chestie de genul ăsta și să mă ocup cu comerț, cu obiecte de genul. Și mi-ar plăcea de asemenea, ce mai ziceți și voi pe Instagram și e întotdeauna mega flatant, mi-ar plăcea să scriu niște chestii cu toată modestia asumată, adică nu am în vreun fel pretenția că aș scrie bine, foarte bine sau că excelez în vreo formă la asta, dar cred că am niște idei, am mai avut eu așa niște tentative și pe Instagram pe acolo și voi mi-ați spus de multe ori că măi, poate faci ceva, nu știu, reunești textele astea pe care le pui tu pe Instagram într-o carte, faci un coffee table book din ăla cu ele sau nu știu, poate chiar încerci să scrii ceva. Ceea ce, bineînțeles, am zis întotdeauna, mulțumesc foarte mult, sunt flatată, e un compliment uriaș, nu știu dacă m-aș ridica la înălțimea lui și, în general, eu nu prea mă bag în lucruri unde știu că nu sunt 100% sigură pe mine, nu, mă bag în momentul în care, ba, am copt-o. Deci, nu prea, cu riscurile, nu întotdeauna, cu excepții, evident, așa că de-ar fi să fac vreodată chestia asta, ar trebui să fiu foarte, foarte împăcată eu cu mine și sigură că da, o să fie bine sau cel puțin o să fie bine pentru mine, că nu o să le placă altora, e una, dar să mă simt eu că am făcut și am dat tot ce este mai bun și atunci poate că m-aș apuca de asta. Deci undeva într-un viitor, nu știu când, dacă voi apuca și o să fiu bătrână, acum o să fim cu toții și nu știu... O să am ciurta de animale și alte chestii pe lângă mine, poate că mi-ar plăcea să fac asta, știi, să scriu ceva, poate povești, poate, că imaginația am și să știți, îmi vin tot felul de idei în mod constant și oricum sunt mare fan romane polițiste și v-am povestit și v-am tâmpit cu Rodica Ojo Brașoveană și cu Agata Cristi și ce mai îmi place mie să citesc în general și poate că undeva acolo la un nivel mult inferior lor aș putea să scot ceva decent, da. Repet, într-un viitor. Și mi-ar plăcea, nu știu, pentru viitorul meu, așa gândindu-mă poate un pic prematur la ce o să vină peste niște ani, astea ar fi niște variante ideale, cel puțin așa cum le văd de la momentul ăsta, să mă pot ocupa de lucrurile care mă cântă pe mine, frumusețea obiectelor cu vechime, să pot să le caut, să le vânez, să le curăț, să le autentific, bineînțeles că ar trebui și să mă specializez un pic, că nu e așa, uite, un gunoi, hai să-l vând, după care să fac comerț cu ele și, pe de altă parte, chestia asta cu scrisul. Așa, într-o variantă ideală, aproape perfectă, ar fi și acolo, evident, niște hibe, probleme, nu știu, lucruri care n-ar merge ideal, dar cel puțin superficial din punctul ăsta m-aș gândi la ceva de gen. Și piața asta de anticariat e ciudățică rău. E ciudățică în sensul în care cred că este și o mafie, cum e cam peste tot, că tot așa mai aveam conversații cu niște oameni și îmi spuneau că, măi, lucrurile alea cu adevărat speciale, alea cu adevărat bune, piesele cu valoare, unde trebuie și un ochi format și o anumită educație, că, știi, și aici mă includ, cum e cu biroul ăsta, n-am văzut în viața mea așa ceva și mi s-a părut ceva extraordinar și n-am știut să-l plasez, să-l datez exact. Trebuie să ai niște informații, trebuie să ai un bagaj de cunoștințe, pe care, iată, nici eu nu le dețin, adică să nu înțelegeți în o formă că eu aș ști și alții nu. Nu asta zic. Pentru piesele alea, într-adevăr există o piață, dar ele nici măcar nu ajung în ochii ăstora ca mine, care da, le văd și zic wow, dar nu înțeleg mai departe că nu au cunoștințele necesare. Pentru alea există o piață a lor separată, o mafie dacă vreți, care le ia în secunda 2. Anticarii adevărați, ăștia care au deja o clientelă formată, care au ani și ani de experiență, care au sursele lor, ăștia n-au nevoie de târg de la Valea Cascadelor, Romexpo, nu știu, site-ul, nu știu care, OLX și așa mai departe. Ăștia au deja clienții lor, cărora probabil le livrează lucrurile astea și așa se fac tranzacțiile. Deci noi nici măcar nu ajungem să le vedem. Din când în când mai apare pe piață câte o piesă deosebită sau mai cade în mâinile altora. Și noi, să știți, în România chiar avem noroc, că mă gândeam și la povestea asta referitoare la ce vă ziceam eu de fetele alea din state, pe care le urmăresc eu și întotdeauna găsesc niște chestii absolut fabuloase la prețuri de alea de viz, mă dau capul de pereți. Și mă gândeam într-un fel că totuși noi avem noroc aici, pentru că de unde lor lua, nu știu, dar cel puțin, uite, oamenii care vin la Valea Cascadelor, păi ei aduc marfă, nu vă imaginați că din podul bunicii care stă, nu știu, în unde vreți voi, în Vest, Moldova, Oltenia, Muntenia, Transilvania și așa mai departe. Nu! Ăia le aduc de până în Franța, de până în Spania, de până în Italia, de până în Germania și așa mai departe. Știm cu toții de unde provin lucrurile astea. E, noi avem acest noroc, pentru că, cel puțin cei care mergem la târgul ăsta și la alte târguri, că sunt atâtea chestii aduse din afară. Ăia din America, în principiu, ce să zic, mie, stilul franțuzesc-italian, astea două mi se par cele mai frumoase și la noi găsești piese de genul ăsta, slavă Domnului. Ăia de acolo, de multe ori, să știți că importă, cu toate că au și ei istoria lor și tradițiile lor și acolo există obiecte absolut senzaționale, chiar fabricate în Statele Unite, dar tot așa, urmărind, citind și ascultând oameni care povesteau despre subiectul ăsta, ziceau că anticarii ăia cei mai mari din state, ăia adevărați, se duc peste granițe, exact în țările pe care le-am menționat, în Franța, în Spania, în Italia și așa mai departe, și se întorc cu marfă pe vapoare sau cum le-ar fi transportând ei, pe care apoi o comercializează în state. Și americanii, din ce au zis, sunt nebuniți după astea franțuze și, cum de altfel și mie, mi se par absolut extraordinare. Dar iarăși e o chestiune de gust, de stil și de noroc până la urmă, să știți. Da, revenind de unde am plecat, e așa o chestie pe care o văd ideală. M-a bușit cumva. Seara, la cei 30 și câți ani am eu, mă gândeam ce o să fac eu la pensie. Și m-am gândit la asta, că mi s-ar părea frumos tare. Pe lângă ferma de animale și alte povești de genul la care tot așa visez și pe care le-am mai presărat eu de-a lungul anilor în discuțiile cu voi. Și ca un mic preambul așa la vlogurile ce urmează, uite, astea toate trebuie scoase din aceste cutii și mai sunt cutii. Credeți-mă, mai sunt, e chiar jenant să vă arăt câte sunt. Trebuie luate de aici, duse la bibliotecă și așezate, poziționate cum trebuie. Plus cele de aici. Astea stau așezate de multă vreme, fiind corpurile, biliurile mele originale, cele pe care le aveam la apartament și pe care le-ați văzut un milion de ori, probabil, dacă ați urmărit vlogurile. Am zis măcar o parte să le așez atunci când le-am așezat. Nu mai știu, e chestie de anul trecut, oricum, dar a rămas cumva în aer, pentru că, evident, nu mi-au ajuns, de asta sunt atâtea în cutii, și la vremea respectivă mă gândeam că o să mai cumpăr niște biliuri și că o să le unez și că o să le poziționez cumva și o să stea toate la grămadă acolo. Dar nu s-a mai întâmplat și foarte bine că nu s-a mai întâmplat, că e mult mai fericită varianta actuală, dar vreau să le iau pe toate și să le așez. O să fie drăguț să le scot, iarăși să le mut, să le poziționez pe acolo, probabil că o să-mi ia o zi întreagă și s-ar putea să dedic un vlog doar pentru chestia asta. Acum o să vedem pe viitor. Dar titlurile cred că le recunoașteți, vin șuruburile astea, o bună parte dintre ele, și chiar mă bucur că ați cerut în număr atât de mare să insist pe ideea asta de lectură. Uite, asta fiind una dintre cărțile care mie nu mi-a plăcut absolut deloc și despre care v-am povestit, că mi s-a părut foarte greoaie, ca să mă exprim elegant, deci nu m-a prins, mamă. Și am văzut că, în general, pentru autorul ăsta, treaba este cu două tăișuri și atât, nu există nuanțe de mijloc. Ori îți place foarte mult, ori ești în tabără cu mine și zici nu. Eu sunt în acea tabără, după gustul meu, nu. Romanele mele polițiste, uite, 10 negri mititei, că tot vorbeam, de Agatha Christie, Fetele dispărute din Paris. Asta cu Slow Living e o carte interesantă pe care am citit-o acum ceva vreme, dar din când în când cred că e bună, mai trebuie revizuită. La Dure, Paris by La Dure sau Paris, la 3 zile, Femei invizibile, Soția diplomatului, uite, pe asta nu mai știu dacă am citit, parcă nu. Și Bridgerton, că tot... Ah, s-a lansat, măi, s-a lansat prima parte, să-mi ziceți dacă v-ați uitat la prima, că a doua cred că se lansează în iunie, pe 13 iunie sau ceva de genul. Multe de la editura Baroque Books and Arts, care la fel trebuie așezate, și astea, în general, cărțile astea fac parte din categoria mea preferată, pentru că astea cu negru așa sunt de la editura 3, e cu sus în jos, sau nu, nu e cu sus, nu știu care e cu sus în jos. Mă rog, sunt romane polițiste foarte bune, scrise de autori nordici și ăștia mi se par top, adică trecând de doamnele mele preferate, nordicii sunt ce trebuie. Pacienta tăcută, Riviera lui Chanel, și aia mi-a plăcut, dragă, e doar cadavru din biblioteca Agatei Christie, foarte bună, întotdeauna. Ceva parfumuri, dinastiile luxului, și pasta cred că v-am recomandat-o că mi-a plăcut destul de mult. Ta-na-na-na-na-na, ce ești tu? Fetița din scrisoare, da. Hüge, toate alea, parcă i-am mai pierit așa din popularitate curentului ăstuia, era o vreme când era la modă, la mega modă. Apoi albume de astea pe care nu știu dacă să le includ la categoria de coffee table book sau ce sunt ele, dar cam în direcția aia merg. Sunt niște albumițe mai micuțe, ăsta și ăstălalt. Vogue Essentials, Little Black Dress și aici Shoe Innovations. Harry Potter, Coco Chanel, Alice în țara minunilor, na, beletristică de tot felul, amestecată cu toate chestiile amestecate care îmi plac mie în general. Și tot așa, ăsta săracul a rămas aici singurel, n-am făcut nimic cu el, evident, dar nu l-am luat ca să fac ceva cu el imediat. L-am luat pentru că mi s-a părut o chestie unică și am știut că trebuie, așa am simțit eu la momentul respectiv. Nu este întreg momentan, adică mai are vârful ăla acolo, bucata aia, și arată senzațional. Este cel mai frumos leagăn pe care l-am văzut eu vreodată, e pentru copilași, și adevărat, și am zis să fie acolo, că nu se știe niciodată, poate va fi cazul cândva și o să-mi pară rău, după aia o să le regret. E o piesă mult prea frumoasă ca să o abandonez și cine s-a uitat la vloguri anul trecut, cu siguranță și-l amintește că atunci l-am cumpărat de pe OLX. Și e tot aici, la grămadă, cu cărțile, cu cutiile, cu toată povestea asta. Da, vă las de moment, sper că v-a plăcut vlogul și piesele pentru grădină, mai ales că ele sunt focusul. Și dacă o veni și vremea bună, poate chiar o să le vedeți mai mult, că astăzi tot urât și toamnă e, așa că mi-am băut cafeaua înăuntru, cu plover pe mine, cu pantalon gros și asta este. Așteptăm, poate o veni și vara până la urmă. Dar aș fi curioasă cum vi se par piesele, dacă aveți și voi un feedback, m-ar ajuta, că la mine sunt mult prea proaspete ca să pot să zic ceva pe termen lung, și care e preferata voastră între ele. Și de asemenea aș fi curioasă, dacă ați ajuns cu vlogul până aici, care este pentru voi nu planul de viitor, dar care este răspunsul la întrebarea asta, cu ce vreți să vă faceți când veți fi mari? Adică așa cum v-am expus eu, ideile mele cu anticariatul și cu posibila scriere a ceva, mi-ar plăcea să știu și ce v-ar plăcea vouă să faceți într-o lume ideală, adică fără să ne gândim că e greu, că e imposibil, că nu știu ce v-ar plăcea vouă să faceți la momentul la care o să vină poștașul cu cuponul de pensie. Chiar dacă îmi dau seama că mai sunt mulți ani până atunci, dar... nu strică să ne gândim, cel puțin așa, să visăm că fiecare etapă din viață este importantă și, așa cum am mai zis, fiecare doarme așa cum își așterne. Deci să fim fete deștepte și băieți, desigur. V-a plăcut tot, dragul, mulțumesc tare mult că v-ați uitat la mine și o să ne vedem luni, cu vremea mai bună. Sper și cu mai multă grădină decât am avut astăzi și cu biblioteca, neapărat.